plus 100 kg. In the blue corner is from Hungary, 182 centimeters, 115 kg, 4 years old. His professional records, 9 fights, 5 wins, 4 losses. Ladies and gentlemen, Haido Tomo! Haido are un problem de echilibrat în kickboxing, 5 victorii, 4 înfrângeri, dar să nu uităm că el vine din lumea boxului și acolo are iarăși un palmares destul de bun. Is from Romania, 182 centimeters, 160 kg, 46 years old. Very nice guy, MMA fighter. His professional records, 10 fights. Lăsăm și prezentarea să se audă. Are un palmares bun. Judo champion. Da, este anunțat și de este anunțată și medalia de bronz de la europene. Este și campion mondial de juniori. Ladies and gentlemen, dar și un adevărat caracter, un om care umple o sală nu numai la propriu, dar și la figurat. Are foarte mulți admiratori, în special în zona de vest a țării. Și pe vestit pentru sufletul pe care îl pune la fiecare luptă. Sportivii la centru. Stat așadar în ultimul meci al acestei gale, o gală care, vă reamintesc, s-a realizat cu multe sacrificii. Nu e simplu ca în timp de pandemie să organizezi așa ceva. Nu e timpul, nu este deloc ușor să ții sportivii, să îndeplinești toate regulile cerute. Hai să vedem și lupta. Sigur că e o diferență de gabarit uriașă, dar asta și înseamnă că lungul se va mișca mult mai greu față de adversarul său. El a luptat și în alte, nu numai în kickboxing, și parcă s-a simțit mult mai în largul lui acolo, în special în MMA. Aici cei doi stau la distanță unul de altul. Hai să vedem. Haidu știe că trebuie să o ia la goană un pic prin ring pentru a nu fi prins de adversarul său în colț, un croșeu de stânga. Haidu totuși întoarce spatele adversarului. Mi se pare un pic caragios acolo și cade ca într-un film ca într-un western. Sigur că lungul nu lovește ușor la categoria asta, dar mă așteptam la mai mult din partea lui Haidu. Nimic nu seamănă cu o luptă importantă. Lungu, într-adevăr, repet, are mult mai puține lucruri de arătat în kickboxing. El așa ceva nu poate continua multă vreme. 3, 4, e un adversar sub 5, media pe care o așteptam. 6, va continua, 7, dar până la prima 8, izbitură de munte. Pare avea și frică să primească vreun pumn acolo sau vreo lovitură de picior, în condițiile în care Lungu nu este, n-a dat drumul la ceva foarte puternic. Rămânem în mod clar cu cea mai bună luptă. Aici este o lovitură la corp și totul se va termina probabil. Îl vom auzi pe arbitru numărând până la 10. Rămânem cu lupta anterioară dintre Maxim și Lăpușneanu. Acolo a fost cheia acestei gale. Aici Haidu nu va face față. 10. E out. Sigur că Lungu este un simbol al zonei.